Prilej de sărbătoare a fost astăzi pentru reprezentanții Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte din Făgăraș. Luni 1 aprilie se împlinesc 107 ani de la înființarea primei școli de pregătire a infanteriei. Bun găsit la știri, doamnelor și domnilor, sunt Simona Babeț. Cu această ocazie, militarii au pregătit mai multe activități în această perioadă. Astăzi au avut loc trageri în poligonul de la Galați, la care au fost invitați reprezentanții mai multor instituții din oraș, autoritățile locale, dar și reprezentanții presei. Aprilie 2013 este data când se împlinesc 107 ani de când prima școală de pregătire a infanteriei a fost înființată. De aceea, reprezentanții Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte au organizat astăzi mai multe activități. Luni sărbătorim a 107 aniversare de la înființarea primei școli de pregătire a infanteriei. După cum observați, cu ocazia acestei zile am pregătit printre alte activități și o ședință deosebită la care am invitat să participe reprezentanții ai societății civile, a instituțiilor publice, iar rezultatele vor face să ne arate, pe de o parte, interesul populației pentru armată, pentru activitățile acestea, dar și modul în care o parte dintre reprezentanții noștri sunt pregătiți pentru, să zicem, acțiunii cu armament letal. Cu prilejul acestui eveniment, mai mulți reprezentanți ai instituțiilor au fost alături de militari. Cam fiecare an ne-am obișnuit cu această invitație de a participa în garnizoana Făgăraș la concursul de tir și la alte activități organizate de către aceasta cu ocazia zilei centrului de pregătire. Este un moment și un prilej de a ne întâlni toți șefii de instituții și de a ne dovedi calitățile și abilitățile de bun trăgători. Este o onoare pentru noi faptul că kilometru zero al infanteriei din România se află la Făgăraș și este un moment în care putem cinsti această școală și ofițerii și suboficerii care se pregătesc aici. Sunt 7 decenii de când această școală există la Făgăraș și peste 100 de ani de existență. Este un motiv de mândrie pentru noi. Noi astăzi suntem invitați, suntem pacifiști, dar am venit să vedem profesionalismul acestor ofițeri și suboficeri care se pregătesc, s-au pregătit și se vor pregăti aici, în această școală. De la această sărbătoare nu au lipsit nici veteranii de război. Noi, ca rezerviști, care am lucrat, am avut serviciu în această unitate, unii peste 25 de ani, unii în jur de 20 de ani și așa mai departe, e o bună bucată de viață. Ei, acum, dacă unitatea își serbează a 96 aniversare, suntem alături de ei. Sunt unii dintre ei, îi știam foarte, foarte tineri și acum au și ei părul puțin cărunt. Avem așa o revelație când ne dăm seama că noi am cam îmbătrânit, dacă cei tineri pe care am avut noi, acum sunt și ei la rândul lor maturi. Noi oricum, din tot sufletul, urăm multă sănătate în primul rând, viață lungă și să realizeze scopurile, să realizeze sarcinile, pentru că foarte mult sarcinile care le au ei acum diferă oarecum de sarcinile pe care le-am avut noi. Așadar, potrivit tradiției, toți cei prezenți și-au arătat îndemânarea la tragerea cu pistolul mitralieră. Acțiunile dedicate acestei zile de sărbătoare nu se vor încheia aici. Luni, de la orele 14, se va desfășura un ceremonial în unitatea militară. De asemenea, miercuri, de la ora 10, unitatea își va deschide porțile pentru toți cei care vor să o viziteze.